Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un grupaj informativ! Un autocar în care se aflau 14 persoane, 11 pasageri și 3 șoferi, care venea din Italia și se îndrepta spre Chișinău, s-a răsturnat cel mai probabil din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum. În urma evenimentului, o persoană a decedat, o alta a fost rănită grav, iar 5 persoane au fost rănite ușor. Mai multe evenimente rutiere s-au produs ieri pe raza județului Vrancea, ca urmare a ninsorii abundente, în urma cărora o persoană a murit, iar alte câteva au fost rănite. Un autocar în care se aflau 14 persoane, dintre care 11 pasageri și 3 șoferi, și care venea din Italia și se îndrepta spre Chișinău, s-a răsturnat, cel mai probabil din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum. La data de 19.11.2018, în jurul orelor 16.50, pe DG204E, care face legătura între DN2 Haret și cartierul Modruzeni din Mărășești, s-a produs un accident de circulație. Conducătorul unui autocar înmatriculat în Republica Moldova nu a adaptat viteza la condițiile de drum carosabil acoperit cu zăpadă și s-a răsturnat în șanțul de pe marginea sensului de mers. În urma producerii accidentului a rezultat decesul unei persoane și rănirea altor 6. Autocarul venea din Italia și se îndrepta spre Republica Moldova. Practic, din punctul nostru de vedere, probabil a vrut să evite zona de control Tișița și a mers pe drumul județean 204E. În urma evenimentului, o persoană a decedat, o alta a fost rănită grav, iar 5 persoane au fost rănite ușor. 6 persoane au fost transportate la spital, iar alți 7 pasageri din autocar nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Din accidentul rutier au ajuns la unitatea de primire urgență a Spitalului Județean Focșani 6 victime. Una dintre acestea, fiind grav, a rămas internată în secția de terapie intensivă. A fost diagnosticată cu traumatism craniofacial, epistaxis anterior, hematom hemiface stâng și contuzie forte gambă dreaptă. Celelalte nu au fost atât de grav, 3 dintre ele nu au avut nevoie de internare, iar celelalte 2 au semnat cum că părăsesc spitalul pe propria răspundere. 2 jandarmi din Galați au pornit la drum în pas alergător spre Alba Iulia, de la sediul unității militare 01270, Brigada 282 Infanterie Mecanizată Unirea Principatelor Focșani. Cei 2 temerari și-au propus să refacă drumul regimentului 11 Doroban Țiret Galați din campania anului 1916. Pe o vreme nu prea prietenoasă, cei 2 camarazi au plecat spre garnizoana Râmnicu Sărat din cazarma Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată Unirea Principatelor Focșani, în prezența prefectului județului Vrancea, a comandantului Brigăzii, a comandantului Jandarmeriei, a comandanților ISU Vrancea și Poliției județului Vrancea. Locțiitorul comandantului Brigăzii 282 Unirea Principatelor, colonelul Cornel Traian Scurt, a ținut să-i felicite pe tinerii militari maratoniști pentru gestul lor. În refacerea traseului pe care acum 100 și de ani regimentul 11 Siret l-a parcurs pentru dezrobirea realului istoric și reîntregirea neamului românesc. Vreau să le mulțumesc pentru efortul depus. Este un omagiu cum nu se putea mai onorant de cinstirea memoriilor celor care și-au dat viața pentru ca noi astăzi să existăm ca țară. Sunt foarte convins că fără efortul militarilor români și a populației României din primul război mondial, ultimele sau cele mai importante fiind în zona noastră de dispunere, pe linia pe care s-a spus pe aici nu se trece, Mărăș, Mărășești, Oituz, nu știu dacă România a mai existat ca stat la momentul ăsta. Cu atât mai mult este semnificat pe care colegii noștri îl fac pentru a reînvia tradițiile regimentului 11 Siret și vă rog să-mi permiteți ca în numele garnizoanei Focșani a dumneavoastră, a meu personal, să urez succes și să-i vedem ajuns la Alba Iulia cu mesajele din partea regimentului 11 Siret. Succes! La rândul lor, cei 2 tineri au spus că vor face tot posibilul să ajungă la destinație fără întârziere și că vremea de afară nu îi impresionează. Cei 2 militari gălățeni și-au propus o performanță demnă de cei mai antrenați sportivi. Sub deviza Maratonul Unirii, ei vor parcurge o distanță de aproape 500 de kilometri în doar 2 săptămâni. În urmă cu 2 zile, cei 2 militari au plecat din Galați și se vor îndrepta în pas alergător spre Alba Iulia, acolo unde ar trebui să ajungă exact de 1 decembrie, Ziua Națională a României.
Prima activitate din cadrul proiectului 130 de ani de istorie la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Focșani a avut loc ieri. Activitatea intitulată Cuza de ieri și de azi a adunat la oaltă elevi și foști elevi, profesori actuali și din trecut, care au depănat amintiri din viața de cuzist. Anul viitor, Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Focșani împlinește 130 de ani de existență. Cu acest prilej, ieri au avut loc mai multe evenimente dedicate acestui moment. Activitatea Cuza de ieri și de azi este prima din cadrul proiectului 130 de ani de istorie, care se va derula pe tot parcursul anului școlar 2018-2019. Astăzi ne aflăm în Biblioteca Liceului pentru a marca una dintre activitățile pe care noi am gândit-o pe parcursul anului 2018-2019. Activitate desfășurată sub egida existenței acestei unități școlare, care aniversează în 2019 130 de ani de existență. Mă gândeam ca la această întâlnire să participe cât mai multe persoane care au trecut prin această școală și au devenit în timp oameni cu care comunitatea noastră se mândrește. M-am gândit ca la această întâlnire să participe elevii noștri din reprezentanții claselor pentru a vedea care este greutatea acestei școli în care ei studiază astăzi. Am foarte mari emoții pentru că iarăși mă aflu în mijlocul acestui distins colegiu. Mă chiar și gândeam la anul 130 de ani, este o vârstă frumoasă pentru care vă felicit și vă doresc de acum un călduros la mulți ani. Se vorbea tot timpul de lipsa modelelor. Iată că venim în fața dumneavoastră, dragi elevi, cu modele. Modele care sunt la rândul lor modele și așa mai departe și sperăm că prin educația care o primiți și voi veți deveni modele pentru generațiile viitoare. Mulțumesc foarte mult pentru organizarea acestor activități și acestei distinse activități. Mulțumesc tuturor participanților și inspectoratul școlar este întotdeauna alături de Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza. Elevi și foști elevi, profesori și foști profesori au depănat amintiri din viața de cuzist. Într-adevăr, această școală a reprezentat foarte mult pentru viața mea. În total, deci eu acum am 77 de ani, 10 ani am fost elevă a acestei școli și 35 de ani profesoară la această școală. Întotdeauna colectivul de profesori, deci și profesorii pe care i-am avut generația mea, au fost oameni deosebiți. Oameni culți, cinstiți, corecți în apreciere și, într-adevăr, modele pentru noi. Dintre profesori, probabil că m-a influențat mai mult cele două profesoare, Ciornei Talașa, profesoară de fizică, și Dascălu Maria, profesoară de chimie. De aceea, terminând liceul la 16 ani, am fost ultima promoție. Întâlnirea de ieri de la Colegiul Cuza face subiectul emisiunii Ex Catedra din această seară de la ora 18:40, numai pe postul de televiziune Atlas TV. Secția de cardiologie a Spitalului Județean din Focșani a fost reabilitată integral. Lucrările s-au mutat acum la secția de interne. Conducerea unității a afirmat că, treptat, toate secțiile spitalului vor fi schimbate în bine.
A fost finalizat procesul de renovare integrală a secției cardiologie a Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon din Focșani. Capacitatea secției este de 50 de paturi. Spitalul Județean Focșani a terminat de renovat și igienizat secția de cardiologie. S-au schimbat integral toate ușile și geamurile, s-au adus paturi și jaluzele noi, s-a schimbat sistemul de iluminat, iar pe jos s-a pus covor special de PVC. Vrem ca treptat toate secțiile spitalului să treacă prin acest proces de igienizare și renovare pentru a îmbunătăți condițiile de spitalizare. Acum lucrările s-au mutat la secția de internă a spitalului. În curând urmează să sosească și noptierele, iar până la sfârșitul lunii vor sosi și toate paturile. Conducerea unității spitalicești spune că până la jumătatea lunii decembrie or să vină inclusiv aparatura pentru terapie coronarien și aparatura pentru cardiologie. Balul gimnaziștilor de la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Focșani a avut loc în weekend la un restaurant din municipiu. Elevii claselor 5-8 de la acest prestigios colegiu au cântat, s-au distrat și chiar au participat la câteva jocuri. Este singurul bal al gimnaziștilor în județul nostru. Elevii de gimnaziu de la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din municipiul Focșani au demonstrat sâmbătă că știu să se distreze la fel de bine cum știu să învețe și să obțină rezultate bune. Aceștia au participat la balul gimnaziștilor, care a devenit deja o tradiție și este unic la nivelul județului nostru. Am vrut să avea parte de distracție maximă și, în funcție de rezultatele provelor de talente și ale activităților, de premii pe măsură. Tema balului din acest an este credine, aleasă astfel, atmosfera a fost întreținută de trupa rock a colegiului, repertoriul abordat fiind foarte îndrăgit de tinerii gimnaziști. Evenimentul a fost organizat de elevi din clasele a 8A și a 8B, coordonați de profesoarele Lidia Marcu și Jenica Leon. Formația de basket CSM Focșan 2007 a obținut o nouă victorie în Liga Națională. Sâmbătă, echipa focșaneană a trecut în prelungiri de ACS Târgu Jiu. A fost spectacol basketbalistic în sala polivalentă din Focșani. Sâmbătă, echipa CSM Focșani 2007 a obținut o victorie muncită, scor 83-80. În ultimele două minute din primele 40, spectatorii focșeneni și-au susținut în picioare, aplaudând favoriții care aveau demarcat punctele egalării. Și tot așa i-au susținut în cele 5 minute ale prelungirilor, câștigate cu 13-10 de focșeneni care și-au adjudecat și meciul cu 83-80. A fost victoria întregului lot al Focșaniului, care a fost o adevărată echipă. Un meci extrem de frumos pentru spectatori, un meci extrem de greu, cu trăiri la cel mai înalt nivel de partea noastră, a celor implicați, antrenori, jucători. Ne bucurăm că de această dată am reușit să câștigăm în prelungiri, așa cum cei care ne urmăresc știu că am avut... E al doilea meci pe care îl jucăm în prelungiri. Așa cum am pierdut celălalt meci la Târgu Mureș, de această dată jucătorii noștri s-au mobilizat exemplar și au reușit să rămână conectați până la capăt și să obținem astăzi o victorie foarte importantă cu o echipă foarte bună care avea doar două înfrângeri până acum. Era un meci foarte important pentru noi pentru că suntem vecini de clasament. Și după două meciuri pierdute acasă, era extrem de important pentru noi să spargem această serie și să obținem un succes pe care l-am obținut datorită mobilizării și conectării jucătorilor și a fost o implicare extraordinară din partea lor și țin să-i felicit pe această cale. Da, într-adevăr, o victorie frumoasă, dar foarte muncită și foarte grea a venit după repriză de prelungiri. Este foarte important că am câștigat acest meci, pentru că este un adversar direct. Târgu Jiu, o echipă cu câțiva jucători de valoare, câțiva care au trecut prin Liga 1, alții care cred eu că ar putea face față
și acum și trebuia neapărat să câștigăm acest meci și prin prisma pașilor greșiți pe care am făcut acasă etapele trecute cu Sighetul în mod special și cu Galația și Târgu Mureș. Acum ne concentrăm pentru următorul meci, ultimul din prima fază, la Miercurea Ciuc, pe care trebuie să-l câștigăm de asemenea. Și trebuie să uităm cât mai repede ce a fost în seara asta. E o victorie, dar nu trebuie să trăim acum, să ne bucurăm, să facem nuntă pentru asta. Așa este un mesaj pentru spectatori care au trăit ultimele minute ale partidei în picioare. În primul rând le mulțumim pentru că sunt alături de noi meci de meci și așteptăm în continuare număr cât mai mare să ne susțină, pentru că doar împreună cu ei putem obține rezultate dorite. În urma rezultatului de sâmbătă, CSM 2007 a urcat pe locul al patrulea al clasamentului. În etapa următoare, miercuri 21 noiembrie, CSM Focșani 2007 va juca în ultima etapă a turului la Miercurea Ciuc. Cu o etapă înainte de finalul primei părți, favoritele și-au asigurat participarea în play-off-ul Superligii Vrancea la fotbal. Pentru ultimele două locuri ce asigură calificarea se vor lupta FC Panciu, FCM Ajut și CSC Dumbrăveni. Superliga Vrancea la fotbal se află în fața ultimei etape a sezonului regulat. 6 echipe și-au asigurat deja calificarea în play-off. Mausoleul Mărășești, grupa A, Voința Cârligele, Sportul Cioră și Tractorul Nănești, grupa B, Victoria Gugeș și Unirea Țifeș, grupa C. Pentru ultimele două locuri ce asigură calificarea se vor lupta FC Panciu, FCM Ajut și CSC Dumbrăveni. CSC Dumbrăveni se poate califica în play-off doar dacă învinge pe Voința Răstoaca în ultima etapă, iar în grupa A FC Panciu o depășește în clasament pe FCM Ajut. În schimb, FC Panciu și FCM Ajut se vor califica dacă vor câștiga meciurile pe care le dispute sau dacă CSC Dumbrăveni nu va învinge Voința Răstoaca. Toate cele trei partide cu implicații în lupta pentru calificare au fost programate sâmbătă 24 noiembrie 2018 de la ora 15. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi închisă ca aspect, cerul va fi acoperit și va ninge. Vântul va sufla moderat, temperaturile minime se vor încadra între minus 2 și 0 grade Celsius, iar cele maxime între 0 și 2 grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!